Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia, unde a belit lupul oaia. Ce faci, David, acolo, în dulap? Încă o ce să vezi. Da, da, adică, părând, ce faci, patronul? Stava Alin stresată, supărat. Păi de ce? Că ați spus tatăl tău că nu vine de lăsarea postului acasă. Păi de ce să nu vine? La noi e râs de lume, dacă nu e... L-a dat Dumnezeu de la scăpat, de la spitale, de la ăștia, să tai rânza de lăsarea postului. Păi da. La noi toți țiganii taie rânza aia. Știu, așa e bine, așa e tradiția. Da, o să-i tăme rânza acolo, să taie cu Bogdan și cu Olga. Și cu Ștefan. E râs de lume. Cum, patronul? Po, cum, Leo, cu cine ai pătimit tu? Cu Alim și cu mine. Și cu Luci. Și tai rânza acum cu alți? Nu vii să tai rânza cu noi unde am pătimit, unde am dormit pe scaune după tine? Vezi că nu mai gândești bine, nu mai gândești bine, gata, ai sătele în cap. Patronul, eu cred că Olga îl prostește, îi bagă în cap tâmpenii. Pă cum, mamă, noi care am dormit pe scaune, am stat la spital lângă tine și să nu vii să mănânci, să beai cu noi? Bine, mamă, dacă tu nu vrei, taie cu Bogdan și cu Olga și cu Ștefan și cu Căt. Da, a nebunit și Căt, auzi, nici ăla nu vine. Da. Că dacă nu mai vine nici Cătă, lasă muierea de tot. Gata. Te-am făcut curat, patronul, și la tine. Tu n-auzi nici, Mihai, la ce problemă avem? Ce? Nu vine Leo să tai rânza cu noi unde am pătimit după el la spital. Păi cum să nu vine? Că auzi, a cerut Olga rânză, că să o mănânc acolo. Păi auzi, ce l-a că auzi el să mănânc cu Anca. Păi cum, unde că mănânc cu Anca, că nici nu mă duc cu ea la masă? Păi hai, spune tu că ești martor. Păi am mâncat el cu Anca la masă? Păi, de mine, de Alin, că ne-ai văzut la masă. Păi da, dar nu era ea acolo. Și nu era, nu era, da. Era în curte, nu știu unde. Nu știu. Nu știu ce e aici, mare ferme aici. Degeaba așa le vine. Pricază, ce e? Pricază, ferme, bă, nu au cum să nu vine, toată lumea vine acasă, să vină acasă. Vine oameni din străinătate, la noi tu nu știi, bă. Știu cum țiganii să iartă țara. Să iartă. Știu, eu aia cu iertăciunea. Cu iertăciunea. E și la români, și la și taie rânza aia. Și face pe cintă cu brânză ăștia. Lecțiile. El nu dă interes, uite și tu. Trebuie să vină baronul, că așa se face și îi dă. Curcan n-avem, sarmale n-avem. N-avem sarmale, n-avem curcan, n-avem nimic, Leo. Ai spus că avem bani. N-avem bani să luăm. Doamne. Poate ne ia Georgiana și nouă un curcan. Poate, poate Georgi. Da. Că Georgi să descurc. O așteptăm pe Georgi de lăsarea postului cu un curcan. Da. Nu e așa, patroană? Da. Trebuie ca să udăm numele alea de la mașină. Da. Da. Nu știu ce să facem, patroană. Ce să facem? Așteaptă bucătarul, că am zis că mă duc să iau un pește, să facem acolo la sobiță, că e caldă. Las că facem. Facem un pește și mămăliguț acolo la sobiță. Mă duc să iau un pește. Dar e frig, nu pot să stăm la noi. Vezi, mai spui că nu vine Leo. Nu vine de condiții. Da. O să fac și condiții, să văd bine. Trebuia să-l sun pe bucătarul, să mergi cu el până îmi termin și eu treaba, să iei peștele. Poate zici că vine, să vină de la Dana. Bun, așa. Da. Zici să ieși pe Anca oficial să mâncăm, să bem cu ea, că am auzit că are un galben. Bravo, păi, dar dă-i tu telefon să vină, ca să mănânci tu bandă la ea. Am sunat, nu răspunde. Poate ne ia ea curcan. Poate, poate. Da, patronă, gata, ai rezolvat cu curcan. Oficial ți-a curcan. Ne iau oficial. Da. Dar noi suntem căutare de curcan acum. Ați făcut beleaba țară cu Cătă, că a timba galbenul, a auzit că ați pus Alin. Dar trebuie să o sunăm înainte de vlog, că vede vlogul. Da? Nu-l vede, nu-l vede, că o sunăm între timp. Și vă iau oficial la curcan, ia lui Alin. Da, trebuie să iau curcanul Alin, pe cum? Trebuie, patronul. Acum se audă Cătă că ia curcanul, mai vine. Lasă că Cătă mănâncă cu Ștefan. Da. Patroana, abia aștept să scot toți dinții din gură, mă doare toată gura, acum bine, ceilalți. Bine, să scori ureteanuță. Să scap de ei. Femeia aia Dilia cu ureteanuță? Da. Tu nu știi povestea pe cu mă dor, patroană. Nu știu povestea cu ureteanuță. Ba știu. Ia zi la prietenii pe YouTube. Era o femeie cam Dilie, cum e mama ta, Dilie. Da. Dilie. Ia auziți fanele lui Anca. Să stăriți pe patroană acum. Cum e mama ta, Dilie. Hai că vezi. Auzi, stai. Să-ți spun. Stai să vezi ce e de la fanele lui Anca. Stai să-ți spun. A zis așa când a plecat, ăsta bărbatul de acasă, a spus, bă, femeie, nevastă mea,
să nu te urci în camera aia la etaj sus, cam într-o oală niște gărgăuni de aia și te mănâncă. Uretienlițe, gărgăuni. Uretienlițe de astea, da. Acum treci o femeie, un om și o femeie vărar de la cucăruța pe stradă și strigă: hai la var, hai la oale de pământ, hai la oale de pământ, hai la var. A ieșit și femeia Dilia la poartă. Unde a ieșit la poartă: domne, pe ce dați oalele aia de pământ? Zice: le dăm pe cartofi, le dăm pe făină, le dăm pe bani. Păi zice: domnule, eu n-am nimica, dar am o oală de gărgăuni. Dacă vii să te bați o iaie acolo, eu nu mă bag în cameră, că mă mănâncă gărgăunii. Acolo era galben, prieten. Omul deștept, când a auzit oală de pământ, a știut că sunt galben. Hai că vine și mă bag. A venit Aline, omul. Femeia a stat la ușă, dileie, de aia, cum lasă mamă ta oamenii pe bătătură să guri. Așa. Și a stat afară și a intrat omul acolo și a luat oala. Ce, când a văzut oala că e galben, Napoleon, ea, să facă ipar omul acolo. A luat oala, pus o păturică pe ea și a spus: doamnă, mă duc la căruță să pun oala cu gărgăuni, să nu vii că te mănâncă, că până așez eu oalele. Și ți le da pe toate, cu căruță, cu tot. Aline a dat oalele cu căruță, cu tot, a lăsat căruța și a plecat cu ce a plecat cu altul transport. Și a luat galbenii oala. Acum Dileia ce face? Prin curte, cum face mamă ta de mătură prin curte. A luat, aranjat gardul, avea gardul ăla de pare, de lemn. De lemn, de brană. Și a luat de la mai mică oală până la mare și a pus pe fiecare par. Oalele le-a înșirat așa pe pare. Acum a rămas o oală mică, n-avea loc. Ce a zis Aline Zurlia la cap? Băi, prieteni, oale mici, oale mari, făceți loc și la mică, strigă pe mea. Oale mari, făceți loc și la mică. De unde se aude oalele să facă loc și la mică? A luat-o în par, Aline, și s-a pus pe toate oalele, Aline, le-a spart pe toate și a rămas cu aia în mână. Femeia Zurlie. Când vine bărbatul acasă, zice: băi, bărbat, uite ce am, îi povestește acum exact ce spuse eu. A trecut un om pe drum și am dat grăgăunii aia și am luat o oală de căruță. Zice omul, cum zice tată când vine acasă și vede că nu mai e nimic a lucrurile lui. Nu mai sunt. Ce ai făcut, nebun? Ai dat galbenii ele, aia, aur. Să facă omul infart. Da. Pe car cu fusă, spusă-i povestea toată. Un car de fusă încurcuitace. Și spusă-i povestea toată. Bravo, patronă, foarte tare povestea. Deci înseamnă o femeie zurlie, cum da. E Ion, a luat peștele și proarea. Ion să nu mai primiți în bucătărie. Patronă, ce faci cu Ion, că ți-a furat tot, floarea? Cum am dus peste el astăzi. Ne-a trezit cu el la bucătarul. Auzi că a plimbat-o și el, a filmat-o floarea. A plimbat floarea? Da. A scos floarea la plimbare. Auzi tot să o felește floarea. Păi ce era, câine să-l scoate la plimbare? Păi vezi tu, Ion. I-am zis seara murat de pește când am căutat azi dimineață în parfurie să mănânc și eu. Că eu mănânc post, mănânc pește și deșea brânzături. Păi zice, am luat-o, zice. Păi nu-i bine, Ioane, să mai te bagi. Ai spart toate ușile în bucătărie să cauți băutură. Zic, are dreptate Anca că nu te mai lasă în bucătărie. Da, e exagerat. Nu mai trebuie lăsat în curte la noi. Nu mai. Fura cuțitele, fura și ducea la țigan, la alții, zicea că era bucătar să taie porci. Cuțitele, lucrurile noastre le ducea la lume. Doamne, lasă-l acolo. Că da. E Ion Dileia. E Ion Dileia, dar ne-a făcut multe belele. Mă duc până aici, patoan, să văd ce face și mama, da. Să văd dacă a dat oalele, urechianițele alea. Da. Neața! Acum e dimineața. Da, este ora 2 și m-am trezit. Și spune-le la prieteni de ce nu m-am apucat de gard. Pentru că afară este plouă. E pământul utru, ne intri la culoare, să dea pe culoare, văd rontul.
Ia un vol pe picioare. Ia oprește vota aia. Păi e frig, e plin, mi-am chinsă, trebuie să fie soare ca să-ți vântă gata. Eu sunt operat la dinți. Operat. Da. Facem și gardul, o, să iasă soare. Mâine. O, nu mai zi mâine, că poate ninge mâine. Nu mai zi mâine. Prieteni, dacă mâine nu ninge, ne apucăm de gard. Aline, nu mai îi spune fa mâine treaba aia, fa aia, că nu știi. Faci atunci pe loc și le arăt, nu mai promite din timp, că nu știi. Uite, la poate plouă, poate dă zăpada, poate n-am. Poate pleci în altă parte și nu mai faci gardul. Mai bine îl facem, ne apucăm. Ne apucăm, îl facem și... Mai bine așa. Ne apucăm, da. Și poate, porți, uite, poarta e căzută. Pică poarta, pică poarta, ce vrei? Pică poarta, pică poarta. A trebuit să vină la vecină? Da, au, ce grijă are el. Ce vreau să zic? Avem informații de ultimă oră. Auzi, tata cu Olga și toată brigada originalii nu vor să vină acasă de lăsarea postului. Auzi, Olga a dat comandă să-i trimitem o rânză cu trenul. Auzi și tu. Și noi ce facem? N-avem nici curcan, nici sarmale. Nu avem. Eu banii de curcan aproape i-am dat la canalizare. Desenăm un curcan și îl punem pe masă. Am dat la canalizare. Luăm un curcan pe banii. Nu, fii atent. Și ce vrea? Că n-avem rânză, mă, n-avem. Luăm un pui, punem o geacă groasă pe el să semene mai gras. Nu. Am eu o idee. La pet shop de la magazin de câini sunt curcan de ea jucării pentru câini, știi? Ah. De plastic. Cum sunt cotoiașele. Da, cum sunt cotoiașele și ele. Și punem pe masă acolo ca să avem pe filmare. Da, dar nu avem. Scoate cu la lavă. Avem ne avem un curcan noi. Vând frigiderul ăsta și au curcan. Ăsta al meu, al stilului. Da. Cuptorul cu microunde. Dar tot altul ăsta. Ceștile astea. Nu care e, mai de el. Auzi. Ce vreau să zic? Da, ia uite aici avem. Cheia de la seif. Și dacă era plină, lăsam cheia acolo. Vrei să le arăt seiful la prieteni? Păi ce lăsă? Să vadă câți bani ai. Calculați și voi banii de la YouTube cât ți-a luat, prieteni. Nu mai am capul, tu cu sică. Ai pe lumea, eu nu mai am vizualizat, nu mai fac bani. Dar știe lumea că eu glumesc. Sică mi-a pus toată lumea în cap. Sică? Da. Așa face. Ai, draga, vii patroană. Da, dar vreți etapa acolo. Luăm și facem mai târziu. Mai încolo, bărbat. Miercurea, vinerea să facă draga. Cum miercurea, vinerea? Să ține post. Au. Mamă, am uitat. Face draga, vezi că nu de la cum mă ligă, nu așa. Încurci regimurile cu pui acum, draga, vei. Ce era? Încurcăm dieta. Cartofi și să punem lapte. L-am pus aici la încălzit. Lapte, brânză și încă ouă. Așa, am pus și laptele. Și al meu nu mergea. Bagă sare vegeta, eu... pe nu știu. Îmi dau și eu drumul la al meu. Dar nu lasă. O, Miha! Hai cu Miha, dacă arătăm. Că Miha. Unde? Dar de telefonul cu așa, spre mine, zic că-i deschis și vorbesc din obișnuință cu telefonul, vezi? Dacă ai pus pe trepire, gata. Da. E bună brânza asta. Păi e bună, că e bună. Să iei număr la oameni, să vină un număr. Eu am mai sunat la 2-3 să facă poarta. Da. De unde să sun la oameni să facă poarta? Oamenii care au mai fost pe aceea. Care? Hai, veni, mai dat drumul și la meu. Dă-i, dă-i încă. Eu îmi fac o cofeluță aici. Nu, am început și... Da, da, o cafea. Da. Bă, nu, cred că cafea e 3. Asta e a treia de când m-am trezit. Nu vei trei, vei mai mult de trei. Prieteni, am pus și laptele aici, pentru toate doamnele. Vei trei până acum. Am pus laptele, laptele. O să punem și un pic de margine și o să mai punem laptele, ca să fie sec. Să fie mai mult. Aline, cu cafeaua la un geapă. Hai că nu pot deschide asta, cafeaua. Adulă. Cu sare am tot la început, că m-am tot la chef. La o cofeluță, la un biscuite. Cam mult pe toate. Punem așa zahăr de ăsta la plic. Nu, doamne. Nu, doamne, laptul. Laptul. Lapte, brânză și încă ouă. Două. Și o să punem două lingurițe de zahăr, că mi-a spus toată lumea că fac diabet, că am pus trei. Păi cum, atâta zâmbă, o linguriță și
Și copilul ăla care nu vine așa duce. Bă. Nu se bea așa, o lingurița și numai o linguriță de asta. Ba, pe mică. Aia, aia. Una de aia, una de aia, arată și la prietenii. Una de aia de la servitul ăla de pe care l-a dus el. Și un pic mai am. Mamă, și am papeluță și mi-am... Iată lingurița. Aia, să arăt. Stai. Pune-i. Ia. Acum am un nimic cu de asta, nu mai știu să dea mea. Uitați-mi conferința. Asta și un pic. Și ultimul tip. Suficient. Mamă, și eu n-am țigări. Am fugat, am mai pus cu pauză. Pe cum să meargă cafeaua fără țigări? Mie mi-a fost rău, n-am putut să spun nici cafeaua, nici țigare, nimic. Mi-a fost frică. Mi-a fost frică, pentru că mi-a fost rău de dimineață și am zis că dacă mai beau și cafeaua asta, mă tăpumez. Mi-e rău, a intrat o frică în mine, nu mai puteam. Auzi ce patron, la noi în bucătărie e frig și să ne petrecem ziua de astăzi în bucătărie la bucătarul. Nu, mai e frig aici. Nu aici, la ea în bucătărie, că ea n-are voie la bucătărie la tine, din cauza lui Olga și lui tata. Păi cum să pleci la bucătărie să-și plăteagă ziua, că are muncitorii la locul. Te pune că a plecat muncitorul. Nu știu, dar problema este că a zis... I-a zis Olga, trimite-ne rânza la București, tu mănâncă rânza ta cu Alca. Mă, ce o ia? Mă aud zvonie pe mine de aia, că mi-a pus și rău ieri. Cred. Eu cred că mai avem o scăpare, mamă. Ce? Să rezolvăm problema cu curcanul. Ce? Eu tot cred că George poate să ne aducă cadou un curcan. Nu mai las un pace, nu mai vorbi. De unii să-i vorbi? Zii nu să țină pe ei copiii, tă. Dar mine nu mai vorbi. Nu mai vorbi, că ursul după aia rămâne așa și... Cum? Să duce el ca să facă gici. Las, nu mai vorbi de curcan, că nu vreau curcan. Nu vrei. Eu vreau. Eu nu vreau. Păi tu treaba ta, eu mănânc curcan cu patrona. Eu nu mănânc curcan, da. Tu mănânci un piure, un cartof. Eu cu patrona mâncăm curcan, pulcei, un Mihaela. Da. Ce faci acolo? Și cum vreți voi să-l băgați pe el asta să facă? La câte grade vreți? La 480. La grade, la cuptorul care mă doare inima pentru el. A Mihaela. La cuptorul ăla care mă doare inima. Ăla special. El nu va merge 24 de ore să-i dau drumul. Cuptorul ăla ne bagă în șoc. O să-l dau la 50 de grade să facă curcanul în 24 de ore. Mihaela. În două zile, lent. Să arătăm și eu pe filmarea mea o farfuruță. Păi da, dar stai că vreau să-i facem invers. Stai să arăt eu ca să închidem la mine. Nu că închid eu. Acum că eu revin mai târziu, prieteni, sunt la cafeluță aici, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și revenim. Ai închis? Vă pupăm! Pa!